Ministerul Muncii lucrează la programul Prima Vacanță, destinat copiilor și tinerilor care nu au avut până în prezent posibilitatea să meargă într-o vacanță la mare sau la munte, a declarat ministrul de resort Răvana Plumb. Lucrăm la acest program, ne-am îndreptat atenția către cei care nu au putut până acum să meargă într-o vacanță și de aceea gândim programul Prima Vacanță. Sunt mulți copii care nu au avut posibilitatea de a merge într-o vacanță, fie că vorbim de mare, fie că vorbim de munte, a spus Plumb. Ea a precizat că a existat o dezbatere pe această temă în Departamentul pentru Tineret al Consiliului Național al PSD, împreună cu organizații neguvernamentale și reprezentanți ai elevilor.